Cum s-a convins mintea ta conștientă să facă o parte pe timpul acestei terapii? Da. Bun. Îmi dai voie să te hipnotizez? Bineînțeles. Perfect. Bun, mă. Iar acum, fiind într-o poziție relaxantă și în siguranță, cu ochii închiși, trage aer în piept și lasă corpul să se relaxeze, să devină moale și relaxat. Acum inspiră din nou adânc, umple plămânii, menține puțin aerul, după care foarte încet expiră. Foarte bine. Acum inspiră încă o dată profund, umple plămânii cu aer, ține câteva secunde, după care expiră ușor. Și deja simți cum corpul tău începe să se relaxeze foarte profund. Iar acum simți această relaxare, cum urcă ușor, ca un val de la tălpile tale. Urcă în sus către cap și cu atât mai mult, cu atât o stare de calm, de bine, de calm și moleșeală, se instalează în zona relaxată. Acum este la nivelul călcâielor și creznelor, ce devin moi și relaxate. Acum urcă spre gambe, către genunchi, de la genunchi către coapse, iar apoi către mijloc și abdomen. Și cu fiecare expirație a ta devii tot mai adânc și mai profund relaxată. Abonează-te acestei stări, dă-ți voie să devii cât mai relaxat. Lasă această senzație să urce mai departe, relaxând mușchii pieptului și ai spatelor. Apoi mergi și mai sus, către umeri, brațe, coate, palme, până în vârful degetelor. Continuă apoi de la umeri către gât, către față, către cap și simte cum întregul tău corp acum este complet relaxat și moale, ca și cum ai lăsa un panton pe fotoliu. Lasă-l corpul moale și relaxat. Observă acum relaxarea feței, limba, maxilarele, ochii și fruntea și lasă-te tot mai mult relaxată, tot mai profund relaxat. Iar acum eu voi număra de la 3 la 1 și cu fiecare număr dă-ți voie, lasă-te să plutești mai ușor, să te duci, să te afunzi, să te scufunzi tot mai adânc și mai profund în relaxare. Trei. Tot mai adânc și mai adânc. Doi. Mai profund relaxat. Complet relaxată și te lasă plutești, abonezi acestei stări de relaxare tot mai mult și mai mult. Cum te simți, mamă? Și Care este nivelul vibrațiilor tale? 317. Bun. Vreau acum să o chem în fața ta pe Anica, iar în momentul când ajunge să-mi spui. Da. Ea este. Perfect. Spune-mi, te rog frumos, cum o vezi din punct de vedere energetic? Ce culoare?
Che un fondal de lumina poternica. E ushor gri dar apetiense sizabil. Ok. E ușor griros, dar aproape insesizabil. Deschide-te rog frumos un portal în fața ei. Iar acum eu o să număr de la 1 la 3, iar la 3 toate energiile negative care sunt cu ea, în ea și pe lângă ea vor fi absorbite de acel portal. 1, 2, 3. Să-mi spui ce se întâmplă. Este în bazinul ei, din partea dreaptă energiei gri, din mâinile ei energie roz, din partea stângă energie gri, din torace, din abdomen. Da. Din stânga capului, energie gri. Din pieptul ei este o energie ca o flacără. Da. Și tot iese din picioare, din bazin, din spate. Ok, după ce termină de ieșit, absolut toate energiile sunt spui, te rog. Ies și de pe lângă ea, intră în portal. Da. Multe. Aproape energia cea albă, luminoasă, aproape a intrat în portal. Da. Gata. Perfect. Acum spune-mi, te rog, dacă mai vezi pete închise la culoare pe corpul sau în corpul anume. La cap, Da. la șoldul drept, la tălpi și la gambe și ușor în vârful degetelor de la mâini. Acolo văd. Bun. Transmite mental a Nicăi, la rândul ei să transmită mental absolut tuturor entităților care sunt cu ea, în ea și pe lângă ea, să se deconecteze complet de corpul ei fizic și energetic și să ia o formă în fața voastră. Prima dată a ieșit un drac. Da. Stătea în picioare și în bazin. Ah, pe aceea a ieșit ceva solzos, ca o reptilă, tot pe partea stângă. Da.
Și mai este o entitate ușor luminoasă, dar nu o disting. Este în spatele ei, în capul ei, în coloană, în torace și cam atât, localizat. Sunt trei entități. Drac, reptilian și această entitate care nu-i văd forma din cauza luminii care o propagă. Bun. Cum se numește drăgușorul? Lim? Limu, Mă las vorbesc cu el. da. Limu mă auzi? Da. Bună ziua, ce faci? Să știi că n-am chef să stau cu tine de vorbă. De ce? Ai devenit cunoscut. Nu cred. Bad. Ok, dacă zici că mă cunoști, descrie-mă, spune-mi cine sunt, ce vreau, de ce te deranjez. Mă faci și mă obligi să plec. De cât timp ești cu Aneca? 5 ani. Și în tot acest timp, ce probleme de sănătate ai provocat? Am pus ca niște tije, ca niște canale energetice în ea, ca o pânză de faianjen. De ce? Am dorit să conectez partea inferioară a corpului toată, să o fac un întreg. În ce scop? Trebuia să o imobilizăm. De ce trebuia să faceți lucrul ăsta? Așa ni s-a cerut. Cine v-a cerut? Acea entitate luminoasă. Cine este acea entitate luminoasă? O entitate care ne-a promis multe. Ce v-a promis? Că ne va lăsa să ne dezvoltăm, hrăni, experimenta cu această ființă. Bun, Limo. Rămâi acolo, lasă-mă cu Mona. Mona. Da. Spune acelei entități luminoase să vină în față. Care este numele lui? Sau al ei? Tarum. Tarun. Mă las vorbesc cu el. Da. Tarun, mă auzi? Da. Hola, ce faci? Stau. Unde stai? Unde trebuie? Și unde trebuie să stai? Aici. De ce trebuie să stai acolo? Fiindcă trebuie să subordonez. Pe cine sau pe ce?
Această entitate. De ce trebuie să faci lucrul ăsta? Nu mi-a aparține. Total. De ce spui că ți-aparține? Fac ce vreau cu ea. Ce ești tu? Un gri. Și atunci, de ce postezi sub forma unei entități de lumină? Fiindcă așa atrag entitățile și le subordonez și pe ele. De cât timp ești cu Anica? Șase. 5 ani, 6, 5 ani, nu mai știu. Care a fost momentul în care ai interferat prima dată cu ea? O lovitură puternică, după cap, la cap, la gât. Ok. Ce s-a întâmplat atunci? Au simțit-o ca pe o lovitură, o torsionare a mușchilor de la spate, din zona cerebelului, cefalei. Da. Și ce ai făcut în acel moment? M-am integrat total. Am luat frâiele în mână ale acestei ființe. Sub ce formă te-ai prezentat? Sau cum te-a perceput, mai bine zis? Am atenuat durerea simțită foarte repede. A avut o moleșeală, ca un leșin. Da. Și atunci am reușit să mă conectez total la ea. I-ai promis ceva? Nu trebuie. Am anulat-o. Pur și simplu am anulat fiecare simțământ de a se răzvrăti, de a lupta, de a... Nu i-am mai dat putere la nimic, nici ei, nici corpul. De ce ai mai adus și acest drac și reptilă cu tine? Trebuia să facă cineva toată munca și mă slăvesc. Le-am promis ceva și m-am ținut de cuvânt și ei muncesc pentru. Ce le-ai promis? Dezvoltare. Hrană. Comoditate. Trăirile lor la cote medii maxime de pe corpul acestei ființe. Bun. Poți să-mi spui care dintre voi i-ați provocat sau ați ajutat-o cu boala Lyme? Eu sunt cel care a provocat tot. De ce nu? Fiindcă am știut cum să o fac. Cum ai făcut? E secret și de stat și este secret și ție.
Să sfor. Secret de statul cui? Este secret. Și totuși nu vrei să-mi spui acest secret? Nu. De ce? Ai aflat mult prea multe. Și ce este rău în asta? Nu-mi trebuie mie așa ceva. Ce anume? S-ar schimba multe dacă voi ați ști. Și ne-am învățat lecții. Ce lecție? Să tăceam. Credeți că până acum ați vorbit prea mult? Da, așa consider. Cu cine? Cu toți cei ca voi. Care este rolul reptilianului? El este pe baza de torace, abdomen. Capul sunt eu și coloana. El pur și simplu inserează anumite canale energetice pentru a înlocui și limfa și aparatul sanguin. Toate funcționările organelor le anulează și le face, le moderează cum vrea dânsul. Am dat această libertate, mi-am spus acele secrete a corpurilor voastre. Sunteți sau această ființă este ca un experiment de conlocuire a mai multor entități. Doar așa vedem că suntem puternici. Cum? Noi individual. Fiecare să-și aibă partea lui. Este perfect. Bun. Poți să, prin inginerie inversă, să scoți această boală Lyme din corpul Anicăi? Este simplu. Și atunci de ce nu o faci? Pentru ce? Pentru că te rog frumos. Ce este? Nu. Am spus o glumă? Nu știu de glume. Și atunci de ce ai râs? Mi s-a părut un proces interesant să reacționez așa. Deci, o scos sau nu? Nu. Ok, perfect. Lasă-mă cu mâna. Bună. Da. Întreabă-te, rog frumos, reptilianul, dacă vrea să mai adauge ceva sau dacă vrea să spună ceva. Se uită la gri de una. E ca și cum ar colabora foarte bine față de drac.
cu această entitate gri. Și întreabă ce este de făcut în acest caz. Să plece, să nu plece, să... Văd niște, în corpul Anicăi, văd niște fire ca niște râme, sau nu știu cum să spun, paraziți. În torace, în plămâni, în abdomen, în stomac, dar parcă-s peste tot. Și parcă acest reptilian îi controlează. Bun, ok. Bună, mai întreb o dată pe acel gri, pe Tarun. Dacă vrea să scoată boala Lyme din Anica sau nu? Mi-a spus nu. Perfect. Bun. Hai că deja... Cred că am început să mă plictisesc de tehnicile acestea. Bun. Deschide, te rog frumos. Patru portaluri. Da. Iar acum își pune-le exact în forma punctelor cardinale. Da. Bun. Două portaluri vor absorbe ceea ce spun și îl va redirecționa toată acea energie în celelalte două portaluri, iar celelalte două portaluri vor expulza totul într-o sferă de energie. Creează, te rog frumos, o sferă de energie înaltă. Da. Perfect. Iar acum eu o să număr de la 1 la 3, iar la 3 acele două portaluri vor absorbi în ele toată energia griului, a dracului și a reptilianului, după care o va mixa și o va trimite în celelalte două portaluri, iar celelalte o vor expulza în acea sferă de energie înaltă. 1, 2, 3. Să-mi spui ce se întâmplă. S-a format un vortex. În cele două portaluri, parcă acele două portaluri trag din energia griului. E o luptă, nu știu cum să-ți explic. Parcă ar trage acest gri, parcă ar trage de energie înapoi. Dar totuși intră în portalurile cele două, intră energia. Da. Din spatele griului se desprinde ceva. Este o putere fantastică acolo. Și ușor, ușor, parcă diminuează puterea griului. Și văd că se gândește că într-adevăr individual trebuie luată de la fiecare energia, că dacă o luăm per total de la toți trei odată nu mergea. Era o forță, dar individual e altceva. Slăbește o latură ca să imediat se slăbește și cealaltă. Așa, a ieșit un canal de energie foarte luminos și foarte alb și foarte dur din lumina griului, da. De la bază. Deja e ancorată energia în portalul și este trasă bloc. Partea stângă a griului este secătuită de energie, acum partea dreaptă o ia. A ieșit și din partea dreaptă un canal energetic foarte luminos și foarte dur și a intrat în partea cealaltă, în celălalt portal și deja este anulat totul.
la gri. Deja a rămas nimic din el. Din gri, deci din energia lui. Totul i s-a luat. Totul. Perfect. S-a dus în partea aia, la altă, în celelalte două. Oh, Doamne, ce putere! Ok. Și acum a preluat sfera. Acea energie toată, prelucrată tot. Gata. Acum griul este descoperit, este mic de statură, are niște ochi migdalați până la urechi, până sus. Este foarte agresiv, fioros. După înfățișare, este foarte urât. Gata cu griul. Ok. La reptilă este foarte rapidă. Energia lui este roșie. Îi se ia toată energia. Și acea energie care a pus-o în corpul, dar parcă e casetată, energia care a pus-o în corpul Anicăi, e limitată. Doamne, văd corpul Anicăi, e mâncat tot, parcă e mâncat de viermi. O, oh, Doamne! Mona? Da. I se ia și o energie neagră de la reptilă. Se ia tot. Doamne, 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 tot. Foi. Urâtă imagine. Ok. Din spatele Anicăi ies niște energii ca niște palete. Niște palete de tenis ies și intră în celelalte două portaluri. Ok. Nu știu ce sunt alea, dar vin și tot vin. Ies din ea și din partea în care o subordona acest reptilian. Din stomac ies, intestine. Pe ficat avea reptilianul ceva acolo, ficatul Anicăi. Parcă se dezgroapă ceva acolo în ea. Cele energii care acopereau. Doamne, Doamne, ce acolo. Ok. Gata și la reptilian, s-a luat totul. S-a luat totul și la reptilian. Acum, dracul. Energii verzi, energii negre, se iau, trec prin el pur și simplu, acele energii care erau ale lui. Da. Doamne, cel puțin la Doamne, dacă ați vedea cum face această entitate tip drac, o zguduie toată. Doamne, jet, iese prin el tot, trage totul, din anicaj, din picioare, din bazin, tot. Din, acum piciorul drept. Doamne, măicuța Domnului. Acum parcă picioarele Anicăi se desprind, efectiv. Până acum făceau un întreg, acum se desprind. Îmi vine să spun mobilitate. Da. Siguranță pe picioare. Doamne, mai. Acum este o energie în drag portocalie. Doamne, mai. Ok, gata. O, oh, incomparabil. Da. Li s-au luat totul.
totul, au rămas cum au venit, așa au rămas, gata. Toate au intrat, toate energiile au intrat în sferă la sfârșit. Perfect, iar acum micșorează sfera aia exact ca un atom, după care arunc un soare. Da, gata. Cum o vezi acum pe Anica? Slăbită, mâncată, cel puțin în zona deasupra plexului solar, torace, este mâncată, parcă e ca o cavernă, ca ceva, ca un măr mâncat de un vierme, așa e, corpul ei și este foarte slăbită, iar corpul în general este gri. Aproape bon. Fără viață. Ok, transmite Anicăi să transmită din acest moment că orice pact, contract sau înțelegere a avut cu oricare dintre aceste trei entități, ea le rupe. Drept urmare, fiecare să-și deschidă un portal și să plece unde vor ei. Le rupe, dar trebuie să mai spun un singur lucru. În spatele Anicăi este un șir lung de entități. E doar câte una. Șir indian, câte una. Nu sunt, vin de la acel gri, în momentul în care acel gri s-a distanțat de ea și a ieșit din ea, toate stăteau la rând, ca și cum își țineau rândul ca să intre în Anica. Și toate sunt agresive. Ok. Toate sunt deschide un portal și să plece unde vor ele. Da, dau înapoi. Dau înapoi. Toate. Gata. Da. Bun. Cheamă-l acum, te rog frumos, pe Rafael să vină. Da, el este. Ok, salută-l și roagă-l să se ocupe de Anita. S-a ocupat deja. A început deja. Da. La fel, îi bagă o energie aici de la umărul stâng, o energie foarte luminoasă, cu particole foarte luminoase, galben, albe, așa, calde. Îi bagă în spate, la cerebel, acolo unde era foarte afectată de acea entitate gri care a stat acolo, în acea zonă, spate, cerebel, coloană. Unește pur și simplu părți din corpul ei energetic, le sudează la spate, la cervicală și mai jos de cervicală. Era ceva acolo ca o tăietură care a făcut-o acea entitate gri. Da. O sudează, gata, a întregit-o. Coloana toată, eu ia de la cap, de la cervicală, de la cap, cervicală, tot până jos. Eu curăță, eu activează. Oi, de bine. Jos, deasupra osului sacral, este inflamată, parcă e umflat acolo ceva. E curăță, e... Ok, curăță și nada coloanei. Da. Ultima vertebră din coloană este neagră, e o curăță. Ok, dă jos. Bun, gata. Acum o ia de la picioare, curăță tălpile, degetele, tot, gambele, tot.
le individualizează picioarele, dacă pot spune așa. Genunchii sunt umflați ca articulație. Le scoate, cel puțin din genunchiul drept, scoate niște pete negre de energie plus niște țepușe, ca niște dureri, acele însemnând dureri. Iar genunchiul stâng e parcă e umflat, parcă ar avea o beșică așa pe el, umflat, dureros. Da. Ok. La bazin, totul, femur, tot curat. Femurul de pe femur, în partea stângă, scoate ceva de acolo. În partea, oh, doamne, în partea vezicii urinare și în partea aparatului reproductiv, pardon, parcă are o bacterie cu țepi mulți pe ea. E mare, e umflat, așa. De unde a apărut acea bacterie? Nu sunt de la aceste entități, să știi. Ok, de unde sunt? Mie îmi vine să spun că a fost inserată în ea ca o energie. De către cine? Văd ca un fum, așa, să compar imaginea, ca un fum. Parcă e o afecțiune. Este o afecțiune a corpului ei. Parcă corpul ei, datorită interacțiunii cu ceva anume, a făcut în așa fel încât să se dezvolte acea bacterie peste măsură. Ok. Presupun că Rafael se poate ocupa de această bacterie. Da. A afectat, deci, și vezica urinară, și anusul, și colonul, și aparatul. Parcă le-a anulat funcționabilitatea la toate. Le-au anulat tot. Ok. În intestinul gros din partea stângă este ceva acolo, iar ceva cu tot așa ca o bacterie cu mulți spori pe ea, Mona, cu mici țepi. Da, sunt multe sunt. te doare ceva? Ar, nu, dar mă simt așa în corp. Depărtează-te de imagine, deconectează-te de imagine și observă din exterior. Ok? Arhanghelul Rafael parcă le arde cu o flacără foarte puternică, energetică. Le Ok. arde pur și simplu și în același timp curăță și toate organele. Trebuie o arsură, cel puțin la aparatul digestiv arde tot, fiecare intestin în parte, îl curăță prin ardere. Ajungi la stomac, la duoden, tot și în stomac sunt ok, Doamne. Ficatul scoate ceva de acolo, da. La fel arde, totul arde. O arde toată pe Anica. Da. A făcut o ardere de jos până sus. Zice că era singurul mod de a scăpa de tot. E ca și cum i-a ridicat și
Buricul degetelor de la mâini ard pur și simplu. Buricele degetelor ard. Tot. E ca și cum mi-ar ridica vibrațiile la 84.000, vibrații foarte înalte pentru Anica. Și apoi le scade la 13.000. Ca Da. și cum ar răci-o. Acum. Cei doi lobi i-a lăsat separat, nu i-a ars. Sunt într-adevăr și acolo niște bacterii, dar le ia individual. Le trage pe toate, parcă le-a pus pe un socul așa și le trage pe toate. Le-a tras, a curățat tot ca un magnet. Lucrează un pic și aici la cei doi lobby sunt uscați, așa, au o formă foarte și o imagine urâtă aici, la creier. Doamne, mai cât. Ok. Gata. Mai face o ultimă verificare și gata. Iar îi ridică vibrațiile foarte, foarte sus. Acum l-a ridicat la 113.000. Da. Corpul energetic al Anicăi tremură tot și iar îi scade. Gata, e bine. E bine. E bine. Perfect. Mai trebuie făcut ceva la Anica? Absolut nimic acum. Bun. Chemă să vină acum, spune Anica, să cheme în fața voastră pe George și pe Teodor. Da, sunt. Ok. Cum îi vezi din punct de vedere energetic? George este gri tot, din cap până în picioare, parcă e piatră. Iar Teodor este roșu, grena. Din ce cauză au aceste culori? La George este locul unde stă. Locul unde stă el unde calcă, el este negru și cu niște vițe negre pe el și parcă se hrănește cu așa ceva. Iar Teodor are o insectă în el. Bun. Perfect. Roagă-l, te rog frumos, pe Rafael să se ocupe de ei. Rafael pentru George îl cheamă pe Teodor. Cum? Deci Rafael îl cheamă pentru George îl cheamă pe Uriel, scuze. Este nevoie de Uriel. Da. A venit Uriel. Îi umblă la cap lui George. Și jos la coloană. Îi dă o lumină albăstruie. Alb, albăstruie, ușor transparentă. E greu ce-i de făcut. A început Rafael. Da. Parcă îi dă acea energie gri de pe el. Este atât de înrădăcinată în el.
Uriel stă de vorbă cu George. Ușor, ușor se văd anumite lumini galben-oranj în George. Energiile gri se desprind de el. Este foarte rigid. Ca și corp energetic. Ies și energii negre doar din cei doi lobi cranieni. Din frunte, din ochi. Okay. Se refac anumite conexiuni la nivel de creier. Da. Anumite conexiuni la nivelul inimii. Se refac, Rafael reface și la ficat și la bazin. Unde sunt probleme? Ok, deja luminează. George e bine acum. Teodor. Teodor este cu ochii închiși, energetici. Parcă i-a adormit. Da. Conștiința lui a adormit, adormită. Parcă doarme, așa. Are imaginea unui om care doarme. Nu reacționează la niciun stimul. Arhanghelul Uriel, tot la fel, în cap. Îi pune o energie albăstruie. Da. Coloană. Rafael începe iar să-i... Are și la gât o pată neagră, neagră. Teodor. Ok. Îl descoamează, să zicem așa, de energiile de pe el. Cele roșii, negre și ușor gri uneori pe anumite pete, pe anumite zone. Da. Parcă s-a trezit acum. Tot așa senzația, parcă era sub apă și și-a dat seama că se neacă și a ridicat ochii brusc. Nu știe ce e cu el. Se scoate și acea entitate. Smulge, efectiv, o smulge din el. Arhanghelul Rafael. Este preluată, pot să spun. Ok, gata. Ok, picioarele. La fel, la bazin, probleme grave. Parcă îi atârnă așa ca niște bolovani în bazin. Gata. Ok. Gata. Bun. Cum îi vezi acum din punct de vedere energetic? Teodor, sunt 9000 vibrația, iar la George 13.000 de brațe. Da. Rog-i acum pe Uriel și pe Rafael să curețe și locul unde stă Anica. S-a deschis un portal și se absorb niște energii de sub casă și din pereții casei.
Undeva sus, în acoperiș, sunt niște energii. Ia și pe alea. Sunt niște energii dense a nivelul casei, per total. Gata. Sunt și entități și acelea sunt trase. Ok. Mai trebuie ceva făcut? Momentan nu. Bun. Perfect. Mulțumesc, Tele, lui Rafael și lui Uriel și spune că se pot întoarce de unde au venit. Da. Mulțumesc și amicăi. Da. Perfect. Te simți bine? Ești ok? Da. Bun, iar acum o să număr de la 1 la 5, iar între timp tu revin apoi în corpul tău și în mintea ta, în timpul prezent de unde îți vorbesc eu, revii aducând cu tine toate beneficiile și toate realizările din această sesiune. 1, 2, 3, 4. Te-ai reincorporat complet, ești liberă, ești liniștită. Simți cum se întorc înapoi în tine toate vibrațiile tale, simți aceste vibrații ca o forță care se aprinde în tine și energizează tot corpul. Celulă după celulă, fibră după fibră, mușchi după mușchi. 5. Deschide ochii.